Își trăiește viața în vis, un vis urât din care nu poate ieși. Doarme 22 de ore din 24, cade din picioare și somnul îi fură copilăria. E destinul unui băiat de 11 ani care suferă de o boală rară, boala somnului. Urmăriți o poveste incredibilă. Cum se cheamă? Ai făcut cunoștință cu doamna. Și o română. Vlad. Vlad. Vlad se prezintă politicos, apoi se ghemuiește în pat, sub pătură, acolo unde își petrece de 3 ani copilăria. Ce somn? Dar cuvintele îi se pierd, ochii se închid și Vlad cade, pentru a mia oară astăzi, într-un somn adânc. La 11 ani mai trăiește doar în vis, iar părinții lui trăiesc într-un coșmar. Vlăduț suferă de narcolepsie, boala somnului, o boală rară care i-a răpit cei mai frumoși ani. Ți-e somn acum? Da. Era un copil zglobiu, se juca afară foarte mult, chiar era foarte vivace, până la 7-8 ani, nu? Apoi Vlad a început să doarmă mai mult, să amețească din senin și chiar să cadă din picioare, chiar și la școală. A picat, la fel de repede s-a și ridicat, dar a intrat cumva într-un fel de transă și lucrul ăsta m-a speriat. Primii medici la care au ajuns le-au spus părinților că Vlad se preface și i-au sfătuit să ignore crizele. Au spus că nu are nimic. În continuare a început să se prăbușească. S-a prăbușit în casă, în fața mea, cu capul în jos, căzut, în genunchi. Clar, din momentul acela mi-am dat seama că este o problemă gravă. De 3 ani, Vlad s-a adâncit tot mai mult în lumea viselor. Nu vrea să se scoate. Poate să doarmă 20 de ore, 18 ore pe zi. Chinuit de boala sa, Vlad a renunțat la școală. Lui îi place să-l mângâi. A renunțat la jocuri, la zâmbete și la copilărie. Ce-ți dorești tu cel mai mult? Să se facă bine și să se joace cu mine când o joc. Cel mai greu ne este când ne-a spus că el nu mai are copilărie. Cel mai greu ne este când ne-a zis că nu mai vrea să trăiască în lumea aceasta. Însă părinții lui nu au renunțat la speranță. Ce faci? Nu bine, tot mai este mult? Nu. Vor să-l ducă pe Vlad la o clinică din străinătate, însă trebuie să strângă bani, să găsească medici și să obțină o programare. Până atunci trăiesc doar cu speranța că se vor trezi într-o zi dintr-un vis urât.